În lista cărților pe care elevii le-au primit figurează titluri clasice din literatura română, lecturi obligatorii pentru orice absolvent de școală generală sau liceu, care aparțin autorilor Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, George Coșbuc, George Bacovia, dar nu numai. Lectura este foarte bună pentru noi, mai ales că suntem mici și viitorul nostru e înainte. Romane sau cărți de aventură, science fiction. Spune-ne un titlu. 5 săptămâni în balon. Această acțiune completează seria de parteneriate prin care Dacia încurajează lectura și educația, cum sunt Gala Bun de Tipar sau Târgul de Carte Gaudeamus. Ani buni, Dacia susține mai multe acțiuni în zona educațională și în special acolo unde este vorba de educația copiilor din școlile generale. Vrem să susținem tot ceea ce ajută tinerele generații la o bună creștere, la educație și la pregătirea pentru o viață profesională performantă. Cele 1400 de cărți au fost oferite de Automobile Dacia în parteneriat cu Primăria orașului Mioveni, Centrul Cultural și bookmag.eu. Să citească cât mai mult, să citească literatură, pentru că literatura, cartea în general, dezvoltă o grămadă de abilități. Nu mai spun cea de a vorbi, cea de a te exprima și a-ți crea o logică în vorbire. Astăzi, pe lângă Ziua Internațională a Cărții, a fost sărbătorită și Ziua Bibliotecarului. Din anul 1998, Asociația Națională a Bibliotecarilor și a Bibliotecilor Publice, considerând că lectura și cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor și a bibliotecarilor, au adăugat ziua de 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții și Ziua Bibliotecarului. Cu prilejul zilei bibliotecarului, elevii clasei a 7-a D ai școlii Liviu Rebreanu din Mioveni au făcut o vizită la biblioteca din incinta Casei de Cultură a sindicatelor Dacia din oraș, unde au aflat lucruri noi despre activitatea bibliotecarilor și au putut să le ureze cu această ocazie și un călduros la mulți ani.